Salutare lutoți! Navigăm de 3 zile. Suntem pe modul cu toată viteza înainte, cu toate motoarele pornite și cu toată viteza înainte. Destinația este însă foarte departe. Mai avem mult până la destinație, dar fiecare minut este prețios și merită. Am navigat noaptea trecută pe Rios de Macacos, Dos Macacos, pe râul maimuțelor. Acum am navigat pe Rios de Araiulos și în secunda asta, în întinderea asta de apă, ne întâlnim cu Amazonul. Și în secunda asta se pare că ce frumos sună. Se pare că vom opri. Suntem în orășelul, în portul Alei Mirim. Așa cum vă spuneam, acum ne-am întâlnit cu apele Amazonului, din momentul ăsta vom naviga pe Amazon. Întinderea de apă este fantastică, este colosală, este superb. Totul e o nebunie. Ne mutăm pe partea cealaltă să vedem unde oprim. Almei Mirim, așa se numește portul, așezare. Ca și o comparație, imaginați-vă că Beleim este un gen de tulcea, parcă v-am mai spus într-un film trecut, și mergi spre Delta și te întâlnești cu Murighiol, cu Mila 23, cu cam așa compară aceste orășele. Acesta, Brevesu, oamenii ăștia au în roabe brânză, brânză, cașcaval. Sunt curios cum se face transferul de marfă. Au venit băieții, l-au vândut brânză. Efectiv au invadat vasul. Nenea asta cu bărbuță e unul dintre șefuleți și nu pare a fi foarte fericit. Are și roata de rezervă sus, în caz de că face pană, are roata de rezervă acolo. O schimbă imediat. A sunat goarna, se pare că ridicăm ancora. Băieții cu brânza trebuie să sară pe uscat. Altfel riscă să plece cu noi în călătorie spre Manaus. Vreo doi încă sunt pe vas și vasul se distanțează ușor de cheu. Ia să-i vedem cum sar. Au aruncat brânza, au aruncat pachetele și probabil vor trebui să sară în apă. Ia uite-i! Ia uite-i! Ia uite-l! Băieții cu brânza! Dacă au rămas prea mult pe vas, vasul nu stă după ei! Așadar, Almerim. Părăsim orașul port Almerim. Și în sfârșit ne-am întâlnit cu Amazonul.
Începând din acest punct, vom naviga pe Amazon. Finally! Din Prainia plecăm mai departe spre Manaus, spărgând noaptea de smoală. Este o senzație fantastică să știi că ești într-o întindere uriașă și să nu-i vezi capătul, iar noaptea să simți că ești ca într-o oală. Suntem în ziua a patra de navigare. Toți. Ora 1 noaptea, ne-am oprit într-un alt port, se numește Argemiro, Baia da Costa. Plouă torențial, este o vreme să nu scoți un cățel.
Și se pare că trebuie să încărcăm aceste... Sau băieții le-au descărcat, habar n-am. Nouă nu prea ne-a păsat că noi am cam dormit. Fie le-au descărcat, tot n-a fost ușor. Fie le încarcă, tot nu e ușor. Așa arată Argemiro Baia da Costa. Dacă puteți observa în lumină în ce hal poate să plouă. Câțiva coboară și pleacă. Ne retragem la cabină și vedem dimineața ce vreme ne mai așteaptă după o zi însorită ieri, fără pic de ploaie. Astăzi vremea și-a revanșa. Orașul Manaus începe să devină din ce în ce mai vizibil pe mai toate vasele. Probabil toate sunt fac parte din capitania orașului Manaus, de aici încolo, apropiindu-ne de el. Apropo de marfă, uitați-vă câte portocale stau în așteptare pentru a fi probabil încărcate. E un business mare ăsta cu portocalele. Și sunt acre, acre! Mai bine aș prefera lămâia, măcar lămâia știu cum e, n-am așteptări. Dar portocala când o mănânci, te aștept să fie dulce și bună, sau sucul să fie dulce. Nu, e acru, nu e soiul de portocală pe care noi îl știm. Suntem luați cu asalt iar de micuții comercianți care după uscat urcă pe navă, invadează efectiv nava și încearcă să vândă diverse. Ploaia a făcut ca toate aceste prelate după geamuri să fie lăsate să se protejeze oamenii ăștia după punte de apă. E greu de înțeles cum rezistă 5 zile, aproape 6 zile, într-un hamac. Este băiatul de aici, din stânga, de exemplu, de 3 zile doarme non-stop. Nu știu cum s-a setat, cum a reușit să seteze atât de bine, încât să doarmă non-stop. Non-stop a dormit. E foarte tare omul. Mai făceam mișto de el dimineața. Hai să-l împungem cu degetul, să vedem dacă e în viață. Reima.
statul Amazonias, care arată chiar bine. Uitați-vă clădirea portului, cât de frumoasă e, din sticlă. La mama supărării departe să ai asemenea clădire, mi se pare foarte mișto. Orașele care depind în totalitate de transporturi de apă, pe apă, mi se par adorabile din punctul meu de vedere. Toată infrastructura să fie făcută pe apă, pentru apă. Ia auziți goarna. Frumos sună. Cum vă spuneam, să depinzi în totalitate de apă. Orice transport pe care l-ai, să pui mașina pe ferii, să o duci din punctul A în punctul B. Mi se pare foarte mișto. Și paradoxal, în lumea largă, transporturile pe apă sunt cele mai ieftine. Nu ai nevoie de infrastructură, ai nevoie de doar o barcă cu un motor sau două. Santarém, Pará. Pará, statul Santarém, orașul. Sunt foarte credincioși pe absolut toate bărcile și nu numai, sunt citate cu și despre Dumnezeu. Și o gâscă. Verifică aia traficul portuar. E pus să se verifice zona. Pare și mașini mici și mașini mari. Alt bac, o multitudine de feriuri. Ar mai trebui un pic îndreptat. De la noi după ferii, coboară, văd pe alt ferii și după acest ferii pe doc și apoi pe uscat. Și coboară băieții, sunt două familii de oameni în vârstă cu acest camper, care au fost cei mai câștigați. Au dormit în camper, au avut condiții de camper, au luat curent de la bac, au fost cei mai câștigați. Ghete cu pantalon scurs de blugi și cu pălărie de paie de cowboy. Am fost luat cu asalt.
Am fost invadați. Avem clienți noi, o grămadă coboară, o altă grămadă probabil va urca. Este un pic de soare, sunt 28 sau 29 de grade, dar cerul nu ne inspiră la o vreme uscată. Cu diverse de vânzare pentru mușterii după vas. Dacă îi ducea capul ca la Jerry când am traversat râul cu jeepul să bage mașinile cu spatele, le-ar fi fost mult mai ușor acum să coboare Dubița în aglomerația asta. Dar au băgat-o cu fața, nu prea au gândit și acum se vor chinui. Bad luck! Are fata asta un ciuf? Să-i trăiască ciuful. O grămadă de chestii, accesorii de telefoane, încărcătoare, huse, mâncare, apă, suc, tot ce vrei și ce nu vrei, oamenii ăștia ți-aduc pe vas și încearcă să vândă. Cum câștig, evident, ăsta e scopul. Și evident, pasageri noi. În spate gara fluvială, cea de sticlă pe care v-am arătat-o după vas. Mare, impunătoare, care se cam vede din orice punct al portului. Și evident, se descarcă o marfă, cu siguranță se va încărca alta. Așa funcționează aceste transporturi. Și fashionistul nostru. Nu știu multe despre modă, dar nu cred că e o combinație reușită. Adică nu știu multe despre modă, nu știu nimic despre modă, sunt bâtă. Dar combinația asta nu cred că e reușită, și cu șosețele negre. Mai râdem, că dacă nu mai râdem, trece timpul greu. Multe hamace s-au desfăcut, mulți au coborât aici, alte hamace se vor agăța și alți clienți avem pentru următoarea bucată de drum. Așa aduc oamenii ăștia mâncare pe vas și îți vând, da, neconforme cu normele UE, da, mă iertați, mă iertați. Scot din pungă, au acolo caserole cu mâncare, au diverse, puse în punguțe, gata porționate, ai cumpărat, ți-a dat, nu ți-au ieșit bube, credeți-mă, nu ți-e bube. Am mâncat de nenumărate ori de la oamenii ăștia. N-au interesul să-ți dea ceva să ți se facă rău. Uitați ce vă spuneam mai devreme. Huse, încărcătoare, cabluri. Fiecare ce poate să vândă, cum poate să facă un ban, în funcție de cerere. Dar ceea ce vreau să vă menționez este că oamenii sunt extrem de civilizați. Nu te simți agresat, nu te simți, nu te îmbrâncesc, nu sunt insistenți. Trec pe lângă tine și strigă marfa. Cine e interesat, apelează la el, cine nu, omul își vede de drum. Este bunul simț, este la el acasă, bunul simț primează. Păi. Nu vreau să mă gândesc la oamenii ăștia cum muncesc în ploaie. Cred că este o stare de disconfort totală. Acele bidoane de ulei care au fost încărcate, acum se descarcă. Și plouă rău.
Ce-mi place foarte mult la ei este că, indiferent cât de săraci sunt și indiferent ce probleme au, la mână trebuie să aibă un ceas mare galben. Deci, aici e Dumnezeu ceasurilor. Trebuie să fie cât mai mare și cât mai galben. Să strălucească așa în razele soarelui. Simpatii sunt brazilienii ăștia mici, că sunt unii așa mai jumătate de metru și au cât un ceas de la pe mână tip pendulă. Ăia sunt mortali. Mortali. N-are vântul cum să ia. Este senzațional. Fiecare aproape care lăs de roșii, bagă și el în buzunar o roșie sau două. Băieții din camion care pun lăzile și le pregătesc de descărcat, au și ei rucsacul lor unde pun o roșie sau două. Băieții ăștia sunt fantastici. Iar pe dreapta vă pot arăta cum se spală puntea regulamentară. Exact cam ce vedem noi prin filme aia cu peria de râdem că... E, așa arată, cu furtunul și cu peria. Au spălat băieții ăștia până acum vreo 4 băieți, un furtun de hidrant și dă-i nene la perie. Acolo le bag, are punguța lui, rucsacul lui. Unde și le pune. Și să mă iertați, dar mi se pare normal. La ce salarii? Ați văzut, da? La ce salarii mizereau, măcar să aibă ce pune în farfurie la copii în ziua în care muncesc. Credeți-mă, nu încurajez furtul, dar omul ăsta are ce pune pe masă diseară. Că în baza salariului, știți că era și o glumă acum mulți ani în România. Care este definiția salariului? Nu știți? Vă spun eu. O mică atenție din partea conducerii. Acum nu mai e cazul, că au avut grijă să ia și salarii, să ia tot. Au rămas pe aici câțiva plătiți și plătiți halul care sunt plătiți.